Mergem mai departe. Vor avea sau nu elevii petreceri de absolvire sau banchete? Mai sunt doar 6 zile până la a doua etapă a relaxării de la 1 iunie. Stăm de vorbă despre asta cu prefectul Capitalei, Alin Stoica. Mulțumesc pentru intervenție. Așadar, domnule prefect, până la urmă vor putea să participe elevii măcar la acele festivități de absolvire care se fac în școli? Bună dimineața! La festivitățile de absolvire, probabil că da, vor putea să participe. O să avem claritate mai mare mâine, după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență va decide și care vor fi condițiile în care se vor desfășura diverse activități după 1 iunie. Ne așteptăm, în urma ședinței de ieri pe care am avut-o cu prim-ministru și cu ministrul de interne, la măsuri ceva mai relaxate după 1 iunie. Deci ar putea să fie și aceste festivități cu număr limitat de elevi? Da, cu siguranță vor exista aceste festivități, e un moment important pe care trebuie să-l marcheze. Condițiile efective le vom afla după ședința de mâine, probabil. Dar nu este exclus să participe un număr limitat de elevi dintr-o școală? Sigur că da. Sigur că da, nu este exclus. Adică unii elevi să participe la festivitatea de absolvire și alții nu? O să fie o festivitate de absolvire organizată în așa fel încât să participe toți elevii, dar organizată în așa fel încât să nu se depășească un anumit număr. Asta înseamnă oarecum o selecție până la urmă, dacă nu vor putea participa toți? Da, nu pot să vă dau acum amănunte, nu știu exact cum anume va fi gândit partea aceasta. Banchetele se pot organiza pentru că deja am văzut foarte mulți elevi se pregătesc de asta pe rețelele de socializare, încep să facă tot felul de achiziții, de rochii și așa mai departe, să stabilească locuri. Da. Din informațiile pe care le-am avut de la ultimul CNSU, de la ultimul comitet pentru o situație de urgență, vor fi permise mici petreceri cu un număr limitat de oameni. Și în spații închise și în spații deschise, după 1 iunie. Vom vedea dacă se va menține această propunere și după miercuri și dacă va fi inclusă într-o hotărâre de guvern care să și permită organizarea acestor banchete. Da. Deci vor fi și acestea cu număr limitat de elevi. Adică, la fel, nu va putea participa toată lumea din momentul în care vor fi introduse niște restricții de număr de elevi participanți. Numărul prevăzut este posibil să acopere o clasă, deci cu siguranță pe fiecare clasă, da, însă petreceri mari în care participă tot anul, nu știu dacă vor putea fi permise. Domnule prefect, mâine este Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru a vedea ce măsuri, ce relaxări intră în vigoare de la 1 iunie, mai sunt doar câteva zile. Ar trebui să mergem la nunți, botezuri, maximum 70 de persoane în exterior, în interior 50 de persoane și să se poată organiza astfel de evenimente cu orice număr de participanți dacă persoanele sunt vaccinate. În același timp și sălile de sport ar putea funcționa tot la capacitate maximă dacă toată lumea este vaccinată, barurile, cluburile deschise în proporție de 50% pentru vaccinați, la fel și hotelurile și restaurantele deschise 100% pentru vaccinați. Din toată această listă, domnule prefect, ce vom putea, unde vom putea să mergem noi în capitală de la 1 iunie? Evident că dacă vor fi decise în CNSU, vom putea să mergem în capitală în toate aceste locuri și cred că este de bun augur să se deschidă toate aceste activități pentru persoane vaccinate, în așa fel încât să promovăm și campania de vaccinare în același timp. Deci, pentru persoanele vaccinate, se intre în vigoare aceste facilități de la 1 iunie? Da, eu mi-aș dori să văd cât mai multe facilități pentru persoane vaccinate, mai ales că în această perioadă nu mai există o problemă de accesibilitate pentru vaccinare. Vaccinarea este deja accesibilă tuturor persoanelor fără niciun fel de programare. Există capacitate suficientă pentru toți bucureștenii care vor să se vaccineze. Deci există posibilitatea ca mâine în acest CNSU să fie aprobate aceste facilități pentru vaccinați? Eu așa îmi doresc. Desigur, vor putea să fie și alte lucruri care vor putea fi decise în CNSU. Mă așteptăm, așa. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule prefect.